ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la prima ediție de știri a postului de televiziune ULBS TV. Emisiunea ULBS News debutează astăzi ca o inițiativă a cadrelor didactice și a studenților Universității Lucian Blaga din Sibiu, care văd în comunicarea internă, între studenți, cadre didactice, cât și în cea externă, comunicarea cu comunitatea sibiană, una dintre cele mai importante forme de exprimare ale unei organizații. Emisiunea pe care o propunem astăzi își dorește să răspundă nevoii de informare manifestată de comunitatea sibiană, profesori și studenți. Proiectul ULBS TV este unul foarte important pentru Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Prezentarea știrilor de interes pentru universitate, precum și discuțiile cu oamenii care însuflețesc această instituție, este la fel foarte important. Acest proiect credem că ne va apropia mai mult de comunitatea sibiană. Mult succes, ULBS TV! Este un proiect foarte important al Universității Lucian Blaga din Sibiu și ne bucurăm cu atât mai mult cu cât Facultatea de Științe Socio-Umane poate contribui cu resursele implicate în realizarea lui. Inițiativa ULBS TV reprezintă un vector eficient de comunicare și de conectare cu mediul academic sibian prin intermediul celor trei dimensiuni pe care mi le prezintă: știri, studenți, personalități și proiecte. ULBS, fiind o universitate în comunitate, postul de televiziune trebuie să însemne, în primul rând, o poartă deschisă pentru societate. Este binevenit un post de televiziune în Sibiu, pentru că noi, ca cetățeni, trebuie să fim informați rapid, corect și eficient în legătură cu ceea ce se întâmplă nou în comunitatea noastră. Și pe de altă parte, este și o oportunitate bună pentru noi, studenții de la jurnalism, să facem stagii de practică. Da, pentru că ar putea informa localnicii, dar și potențiale vizitatori despre noutățile, evenimentele care se pot desfășura în orașul nostru. Vă invităm să urmăriți canalul ULBS TV, interacționând astfel cu comunitatea academică a Universității Lucian Blaga din Sibiu. Facultatea de Științe din cadrul ULBS a semnat la începutul lunii februarie un parteneriat cu Decathlon Sibiu, prin care studenții se vor bucura de stagii de practică în cadrul companiei. De asemenea, Decathlon Sibiu va organiza în cursul acestui an o serie de competiții sportive studențești. La începutul lunii februarie, Facultatea de Științe a semnat un acord de parteneriat pentru următorii 5 ani cu compania Decathlon Sibiu. Prin intermediul acestei colaborări, se dorește asigurarea unor stagii de practică studenților Facultății de Științe în cadrul companiei. Facilitarea accesului pe piața muncii, organizarea unor conferințe și competiții sportive studențești sunt prioritățile stabilite de cei doi parteneri. În cadrul parteneriatului vor fi organizate ateliere de lucru, de practică, internship-uri, seminare și vizite de schimb de experiență ce implică studenți și cadre didactice. Parteneriatele cu mediul de afaceri reprezintă metoda de dezvoltare sustenabilă a întregii comunități locale. El prevede și dezvoltarea activității de cercetare, dezvoltare și valorificarea rezultatelor acesteia. Se urmărește de asemenea și schimbul reciproc de date și informații relevante pentru domeniile de interes comun, incluzând schimburi de publicații, documentații științifice sau rezultate ale unor programe specifice de cercetare. Acest parteneriat a început acum câțiva ani de zile, într-o colaborare în cadrul evenimentelor cu Universității la Schi și campionatele naționale studențești de judo, pe care le desfășurăm la Sibiu de foarte mulți ani. Iar această semnare nu a făcut altceva decât să ducem parteneriatul la un alt nivel. De ce acest lucru? Pentru că vrem să oferim studenților anumite competențe în organizarea evenimentelor. Pe de altă parte, în cadrul acestui parteneriat, încercăm să cuprindem toți studenții de la toate secțiile, pentru că sportul este unul din elementele comune, indiferent de specializarea pe care o au studenții. În fiecare an, Ziua Internațională a Cititului Împreună este o zi care ne amintește de puterea cuvintelor și de magia lecturii. Aceasta a fost și în acest an o ocazie potrivită pentru a cultiva interesul studenților pentru lectură printr-o invitație adresată de Facultatea de Științe Socio-Umane la lectură publică. Facultatea de Științe Socio-Umane organizează încă din anul 2017 în fiecare an în luna februarie Ziua Cititului Împreună. Timp de câteva ore, studenți de la toate specializările împreună cu acadre didactice au citit pasaje din cărțile lor de suflet și au lansat o serie de dezbatere într-o atmosferă prietenoasă. Anul acesta, Ziua Cititului Împreună a fost întâmpinată cu bucurie, chiar dacă s-a desfășurat în mediul online și nu în diverse locații din Sibiu ca în anii anteriori.
Evenimentul a avut loc pe 16 februarie pe platforma Google Meet, unde participanții, studenți și profesori au citit fragmente din cărțile preferate. Întâlnirea a fost una liniștită, plină de momente emoționante și de cărți care au transformat starea participanților într-un moment de bazm. Printre titlurile care au fost amintite se numără Bătrânul și Marea de Ernest Hemingway, Lucarna de José Saramago, Deșertul tătarilor de Dino Buzati și cele 13 și jumătate vieți ale capitanului Urs Albastru de Walter Mowers. Ziua cititului împreună devine un eveniment de tradiție la Facultatea de Științe Socio-Umane. Studenți și profesori au citit pasaje din cărțile preferate, de data aceasta în cadrul unui eveniment online. În felul acesta am pus împreună idei, gânduri, valori, sentimente și am contribuit la ceea ce numim astăzi Comunitatea Socio-Umane Sibiu. Profesorii și studenții din facultățile Universității Lucian Blaga din Sibiu vor avea posibilitatea să participe în anul universitar 2021-2022 la mobilități de predare sau formare finanțate prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European. Proiectul propus de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pentru mobilități a fost aprobat în urma selecției organizate la nivel național și urmează etapele conform calendarului. Proiectul propus de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pentru mobilități finanțate prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European a fost aprobat în urma selecției organizate la nivel național. În perioada 8 martie-12 aprilie se va organiza selecția studenților pentru mobilități de studii sau practică și a cadrelor didactice și a personalului administrativ pentru mobilități de predare și formare. Proiectul finanțat prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European va intra în vigoare în anul universitar 2021-2022. Facultățile din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu care beneficiază de mobilitatea SAIEP sunt Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Teologie și Facultatea de Științe. Da, așa cum ați văzut, noi suntem foarte optimiști, poate de un optimism mai ridicat decât media, în sensul că am luat decizia să relansăm anul acesta bursele de studiu și de practică, precum și mobilitățile în general dedicate cadrelor didactice și personalului administrativ. Prin intermediul acestor burse, studenții și colegii noștri vor avea ocazia să facă schimb de bune practici și să-și dezvolte abilitățile și competențele profesionale. Conferința studențească Noi provocări în științele socio-umane la începutul mileniului 3 se organizează și în acest an în cadrul seriei conferințelor studențești și își propune să inițieze un dialog între studenții domeniilor socio-umane. Aflată la cea de-a patra ediție, conferința Noi provocări în științele socio-umane la începutul mileniului 3 va avea prezent studenți de la facultăți de profil din țară și străinătate. Conferința studențească organizată de Facultatea de Științe Socio-Umane va avea loc și anul acesta, însă de această dată se dorește a fi un eveniment internațional la care să participe cât mai mulți studenți și din străinătate și nu doar din țară. Datorită situației sanitare în care ne aflăm, conferința se va desfășura în mediul online. Detaliază de organizator pentru acest eveniment este 28 mai 2021. Conferința Noi provocări în științele socio-umane la începutul mileniului 3 și propune să inițieze un dialog între studenții domeniilor socio-umane. Evenimentul se adresează studenților, masteranților și doctoranților din domeniile relații internaționale, științe politice, studii de securitate, jurnalism, relații publice, sociologie, resurse umane, asistența socială, istorie și psihologie. Înscrierea la conferință se face online accesând unul din link-urile puse la dispoziție de către organizatori pe site-ul Facultății de Științe Socio-Umane din Sibiu. Având în vedere că edițiile trecute s-au bucurat de un real succes, organizatorii și-au propus pentru acest an transformarea evenimentului în unul internațional, astfel încât studenții Universității Lucian Blaga să intre în dialog nu numai cu studenți de la alte universități din țară, ci și de la universități din străinătate. Acest eveniment se va desfășura online, așadar mizăm pe o bună participare și le urăm mult succes tuturor participanților. Ghidul Jurnaliști care fac diferența, cum vorbim despre violența domestică, a fost lansat în data de 2 martie 2021 la Sibiu. Ghidul este un instrument util pentru presa locală și națională atunci când realizează știri, reportaje sau interviuri despre violența domestică, pentru că fiecare dintre aceste știri trebuie să descurajeze violența, dar și să informeze alte persoane abuzate. Mai mult decât atât, prin aceste știri se încearcă tragerea unor semnale de alarmă pentru autoritățile care au atribuții legate de siguranța cetățenilor.
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen și o serie de jurnaliști a demarat o campanie împotriva violenței asupra femeilor la începutul lunii martie. Pentru acest demers a fost lansat un ghid de bune practici împotriva violenței domestice într-un eveniment online pe Facebook. La seara ghidului din 2 martie a fost continuat în data de 9 martie, atunci când interesații au putut să participe la eveniment, fiind echipă cu jurnaliști și viitori jurnaliști, formându-și opinii și păreri cu privire la conținutul ghidului. Ghidul a fost realizat pornind de la experiențele femeilor care s-au confruntat cu violența și de o echipă de voluntari din domeniul comunitării și al drepturilor omului, precum Diana Oncioiu, Oana Sandu, Ionuț Benea sau Cristina Lupu. Acest parteneriat se înscrie în cadrul mai multor acțiuni de acest gen pe care Universitatea și Facultatea de Științe Socio-Umane le promovează cu scopul stabilirii unor relații cât se poate de deschise cu societatea și cu partenerii cu care colaborăm. Personalul Universității Lucian Blaga din Sibiu se vaccinează. 243 de angajați ai Universității Lucian Blaga din Sibiu s-au programat pentru vaccinare în etapa prioritară personalului din educație. Astfel, procentul celor care au decis să se imunizeze împotriva COVID-19 se apropie de 90%. Vaccinarea angajaților ULBS a început joi 25 februarie în cele două centre dedicate personalului din învățământ amenajate în Sibiu și Șelimbăr. Campania de vaccinare a personalului din învățământul primar, gimnazial și liceal din Sibiu a început în miercuri 24 februarie, iar joi a început și vaccinarea personalului din învățământul universitar. Astfel, 243 de angajați ai universității au fost incluși pe lista pentru vaccinare transmisă de Direcția de Sănătate Publică din Sibiu. Potrivit reprezentanților universității, până în data de 24 februarie, procentul angajaților LBS vaccinați sau programați pentru vaccinare este de aproximativ 90%. Aceștia au fost incluși în platforma națională de vaccinare în momentul deschiderii etapei a doua, dar până la 19 februarie nu reușiseră să se programeze. Dintre acestea, 90 de persoane au peste 55 de ani și au fost programate la centrul de vaccinare Redal Expo pentru vaccinare cu serul Pfizer, iar 153 au sub 55 de ani și au fost programate pentru vaccinul AstraZeneca la centrul din Promenada Molcelimbar. Oferta pieței muncii pe parcursul sau după finalizarea procesului educațional a fost subiectul evenimentului Students Join din cadrul think tank-ului Inspire. În cadrul evenimentului, participanții au dezbătut posibilitățile de angajare ale studenților și cum pot fi aceștia ajutați de către profesori. Evenimentul a avut ca scop dezvoltarea și promovarea componentei de inovare la nivelul educației și activităților și facilitații inserția pe piața muncii a studenților și absolvenților, diversificarea ofertei educaționale a universităților în vederea pregătirii studenților pentru piața muncii, identificarea de soluții la problemele întâmpinate de studenți în momentul în care doresc să-și găsească un loc de muncă, precum și sprijinirea angajatorilor în identificarea de abordări pentru o retenție sporită a angajaților din rândul studenților a fost principalele obiective ale evenimentului. La eveniment au participat peste 90 de studenți, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, parteneri de practică și angajatori. Temele dezbaterii au avut în vedere îmbunătățirea procesului educațional și sincronizarea acestuia cu cerințele angajatorilor. Speakerii prezenți la eveniment au fost profesorul universitar Paul Marinescu, profesorul universitar Ion M. Tomuș, lectorul universitar Claudia Maier, conferențarul universitar Eduard Stoica, lectorul universitar Antoniu Pitic, Alina Comșa, Daria Maria Sintea, Oana Nasui și Andreea Melinte. Proiectul Inspire este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Primăvara aceasta, seria workshop-urilor la ULBS continuă. Studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu au posibilitatea de a participa la ateliere de dezvoltare personală gratuite. Este vorba despre trei evenimente organizate în cadrul unui nou proiect inițiat de Facultatea de Științe Socio-Umane și care este intitulat Casual Friday Workshops. Cele trei ateliere de dezvoltare personală se vor desfășura online în 12-26 martie și 9 aprilie 2021, începând cu ora 16. Fiecare atelier este construit pe baza unei teme principale. Curajul de a fi diferit, atelier coordonat de către lectorul universitar Alina Mag, managementul stresului și well-being, atelier coordonat de lectorul universitar Sabina Dina Luca și managementul timpului și organizare, atelier coordonat de lectorul universitar Bogdan Gheorghiță. Despre primul dintre aceste workshop-uri intitulat Curajul de a fi diferit ne vorbește Alina Mag. Atelierul pe care l-am propus vine cu o temă inedită. Ai curaj să fii diferit? Ideea de bază a venit din respectul profund față de fiecare student în parte și din nevoia imperioasă de a le da studenților mai mult curaj și mai multă încredere în forțele lor proprii. Atelierele au o durată de 2 ore și sunt realizate într-o manieră interactivă pe platforma Google Meet. Studenții înscriși vor primi linkul de conectare prin e-mail.
În cadrul tuturor celor trei ateliere de dezvoltare personală, studenții pot descoperi răspunsuri la întrebări legate de gestionarea eficientă a timpului, gestionarea stresului și menținerea stării de bine sau adoptarea unei atitudini încurajoase în fața diferențelor. Ambasadorul Israelului în România s-a aflat în 24 februarie în vizită la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Excelența sa, domnul David Saranga, ambasadorul Israelului în România, a dorit să discute despre premisele unui proiect de promovare a Sibiului ca destinație cultural-turistică, dar și despre impactul FITS la nivel internațional. O contribuție importantă în această direcție o are și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu prin intermediul parteneriatului cu Teatrul Național Radu Stanca în ce privește Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu, parteneriat care va contribui la vizibilitatea FITS la nivel internațional prin elaborarea unei mobilități Erasmus cu Jerusalem Academy of Music and Dance, coordonată de Amir Kolben, fost decan al Universității Israeliene. Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, și directorul general al Teatrului Național Radu Stanca, Constantin Chiriac, s-au întâlnit pentru a discuta despre elaborarea unei strategii de lungă durată în vederea susținerii culturii orașului Sibiu și împrejurimilor sale, bazându-se pe popularitatea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care a atras în cele 28 de ediții de până acum numeroși turiști israelieni. FITS trebuie văzut ca un punct de reper pe carta culturală mondială care a contribuit la transformarea Sibiului într-una dintre cele mai atractive destinații cultural-turistice. Între FITS și ULBS există un parteneriat ce va contribui la vizibilitatea festivalului la nivel internațional. Această contribuție constă în elaborarea unei mobilități Erasmus cu Jerusalem Academy of Music and Dance, coordonat de Amir Kolben, fost decan al Universității Israeliene. În acest fel vor fi puse bazele unui masterat dedicat patrimoniului cultural al bazinului mediteranean, la care vor mai contribui pe lângă cadrele didactice din cele două universități și profesori din European University din Cipru. Printre temele discutate s-a aflat și cea referitoare la viitorul scenei digitale și al secțiunilor sale nou implementate. Astfel, abonaților scenei digitale se va oferi și spectacole de dans contemporan reprezentative din repertoriul companiilor israeliene. De asemenea, prezența companiilor de dans de teatru din stradă și circ din Israel este o certitudine a programului ediției din acest an. Cu aceasta, prima ediție News ULBS a postului de televiziune TV ULBS ia sfârșit. Sperând că v-a făcut plăcere să fiți alături de noi, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la următoarele ediții realizate de postul nostru. Prezentatorii Gabriela Luca și Patrick Imbrescu, împreună cu întreaga echipă, vă urează un martie magic!